Premierul Ludovic Orban l-a contrazis vineri pe doctorul Adrian Străinu Cercel în legătură cu testarea aleatorie a 10.000 de bucureșteni. Sunt povești, a spus prim-ministrul. Acesta a mai declarat clar că România nu a fost pregătită pentru criza COVID-19, iar problemele au apărut în spitalele din subordinea autorităților locale. Tot Ludovic Orban a mai spus că medicii de familie și medicii din ambulatoriu vor primi echipamente de protecție și dezinfectanți. El a adăugat că vor fi păstrate aceleași direcții de acțiune în lupta împotriva coronavirusului pentru a apăra sănătatea și viața cetățenilor. Obiectivul nostru fundamental este acela de a apăra sănătatea și viața cetățenilor români, de a reduce răspândirea virusului, de a crește capacitatea de diagnosticare, de a întări direcțiile de sănătate publică pentru a face față misiunii fundamentale pe care o au în lupta contra coronavirus, de asemenea de a pregăti spitalele pentru a primi pacienți cu coronavirus. De asemenea, am discutat măsuri pentru a crește riscul de infectare în spitale, a cadrelor medicale și a pacienților. De asemenea, am discutat despre urgența achiziționării de echipamente de protecție care să protejeze pe toți aceia din sistemul de sănătate publică care sunt implicați în lupta contra coronavirus și de asemenea să protejeze cadrele medicale și nemedicale din spitale, să-i protejeze pe reprezentanții direcțiilor de sănătate publică. De asemenea, i-am transmis personal domnului ministru Nelu Tătaru solicitarea să distribuie echipamente de protecție, dezinfectanți și către rețeaua de medici de familie și către medicii din ambulatoriu. Totodată, Ludovic Orban a promis că la începutul săptămânii viitoare, România va avea capacitatea a 2.000 de teste pe zi pentru coronavirus.